iubesc să iau cadre, iubesc să fac poze, iubesc să mă filmez, iubesc să filmez lumea. Sunt sigură că o să vă placă seria asta de episoade în fața camerei. E genul vostru în care comunicăm foarte mult. O cheamă Bianca Adam, dar prea puțin o cunosc sub acest nume. I se spune Tequila, o poreclă pe care a primit-o în glumă. Și este cea mai cunoscută videoblogăriță din Craiova. Ne spune că vorbitul în fața camerei este pentru ea precum trezitul de dimineață. Un lucru cât se poate de firesc. Și totul a început dintr-o joacă. Eram mică și vedeam lucrurile astea undeva în America, britanicii făceau așa ceva de asemenea, nu înțelegeam prea multe, că eram mică nu înțelegeam nici engleza foarte bine, dar am văzut fenomenul în 2012 și mi s-a părut interesant că eu de fapt văzusem asta de mult. Și am zis, de ce să nu fac eu mai bine, oricum sunt puțini, hai să încep. Mi-acaparează cam tot timpul liber, mai mult decât orice, n-aș da absolut nimic pe videoblog, n-aș renunța pentru nimic. Nimic ce, de exemplu, acum am renunțat oarecum, mă duc mai rar la dansuri pe care le practicam de mult pentru videoblog și pentru timp, pentru că îmi lipsește timpul. Ce face Bianca pe blogul său? Artă! De la filmulețe distractive la dezbateri pe diferite teme de actualitate. Uneori are și invitați, prieteni și, de ceva timp, chiar fani. Anunță subiectul cu 2-3 zile înainte și toți cei care o urmăresc știu că joi seara nu trebuie să-și facă program. Dezbat subiecte care mă deranjează, subiecte care mă amuză, fac sketch-uri amuzante, serii de episoade cu farse, ceea ce atrage cel mai mult, și stilul meu de viață, pentru că mai am momente în care mă filmez cu camera prin casă și pur și simplu le place să-mi vadă prietenii, să vadă ce glume avem între noi și s-au obișnuit ca o familie cu noi. La ce te ajută videoblogul pe tine? Mă ajută să mă definesc pe mine, pur și simplu. Mă ajută să știu cine sunt și să știu ce vreau să fac în viață. Bianca Adam ne mai spune că videoblogul o definește, e modul ei de a trăi. La început au fost puțini cei care au înțeles-o și nu odată au râs de ea. Lucrurile s-au schimbat acum. Are 19 milioane de vizualizări, care cresc cu aproximativ 60.000 pe zi. Practic, blogul Bianca este mai urmărit decât multe ziare importante din țară. Pun o cameră în față, în casă, niște lumini din două părți, un microfon în față și pun pe foaie înainte să mă filmez tot ce nu este ok, ce nu este normal în sistemul școlar, dacă aici este vorba de așa ceva. Și lumea mă aprobă, dar știm că nu putem să schimbăm prea multe oricum. Dar ei sunt de acord cu mine, asta e bine. Cum e să te pui în fața camerei și să începi să vorbești? La început era puțin incomod, mă speriam, adică vedeam punctul acela din mijlocul camerei când o porneam, îmi pierdeam ideile. Acum am început să-mi scriu scenarii înainte și mi-e mai ușor. Videoblogul poate aduce și bani. Tequila câștigă și $600 pe lună, dar spune că dacă nu ești pasionat, nu poți face niciodată o afacere din asta. Dincolo de cariera ei pe internet, Bianca vrea să dea la facultatea de jurnalism și să lucreze în mass media. Că doar este obișnuită cu microfonul, luminile și camera de filmat, poate mai bine decât un prezentator de televiziune.